Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Eu sunt Lorena. Eu sunt George. Și astăzi testăm împreună, în familie, o aplicație de hipermarket. Aplicația Cora România. Pentru că m-am uitat online, înainte să facem testul aplicației, cei de la Cora ne-au rugat să o testăm. Am văzut că mulți oameni erau un pic nelămuriți în legătură cu aplicația și încercau să facă cumpărături online. Cumpărăturile online din aplicație nu le faci din aplicație, le faci de pe Cora.ro. Îți faci eventual o listă. Exact, cu care vii în magazin. Aplicația aceasta este un asistent de cumpărături cu care poți să vii în magazin și să-ți găsești scobitorile. Spre exemplu, pentru că avem în spatele nostru cel mai mare hipermarket din România și cel mai vechi, din câte știu eu, Cora, care a împlinit acum 15 ani, deci o scuză numai bună să testăm aplicația aici. Da. Și aici ne-au dat aprobare de filmare. Te ajută să fii mai organizat și să găsești produsele mult mai repede, pentru că e foarte mare. Exact. Fiind atât de mare, o să folosim așadar aplicația Cora România, pe care o avem evident pe telefon. Uite, poate ce ai deschis aplicația, foarte simplu, îți vezi hiperofertele, lista de cumpărături pe care poți să o faci de acasă, da. Pe care poți să adaugi ce vrei tu. Beneficii card Cora. Și aici, la beneficii lor, ce să vezi că eu am card Cora, pentru că și am și puncte pe el. Ai 1000 de puncte? Am 1000 de puncte, valorează 23 de lei. Wow! Deci cel puțin niște scobitori ne ies. Aici poți să strângi și tichete și cupoane. Da. Știi faza cu cupoanele? Da. Nu te pasionează cupoanele? Nu. Încă. Încă. Și hipermarketul meu, care în cazul ăsta este Lujerului, că mai trecem mai aproape de studio, dar astăzi suntem aici. Și avem și produse favorite. Deci dacă acolo îți lași mereu niște produse pe care știi că le cumperi tot timpul... Desigur. Pe lângă produsele favorite, poți să-ți vezi cupoanele și hiperpunctele și aici, dar butonul din dreapta sus, poți să scanezi codul de bare la orice produs din magazin și o să ne jucăm cu asta. Okay. Cam atât deocamdată, de aici înainte plecăm la cumpărături, explorăm... Practic o să intrăm ca niște oameni normali și vrem să cumpărăm scobitori și să vedem cu ce am ieșit. Nu? Vorba aia. Intri după scobitori, ieși cu... biscuiți. Coșul plin. Ai venit flămând? Pontul nostru încearcă să vii la cumpărături neflămând. Și hai să ne apucăm de treabă. Ne apucăm? Biscuiți. 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 Ok. Caut biscuiți. Mi se deschid biscuiții și pentru că sunt în magazin o să văd și prețurile. Da. Zi-mi pe care de aici îl vrei. Primul, hai cu primul. Amaretti ăștia? Mă, nu. Niște Eugenii, că tot am văzut pe Cavaleria, da. Povestea Eugenia. Uite, sunt și, au și preț mai bun. Uite, vezi, e și la reducere. Eugenia, la reducere. Dai click pe ăștia și acum unde găsești magazin, fii atent. Apeși pe butonul localizare. De... Da. Și produsul tău se află aici la dulciuri, iar noi suntem aici. Așadar, îți propun până la biscuiți să vedem ce găsim pe la parfumerie, textile, hai. Detergenți. Auzi, hai să facem ca oamenii, să luăm hârtie igienică. Nu? Sigur, să mergem. La cumpărături. Iau eu coșul. Ia tu coșul. Hârtie igienică. Am auzit că vin vremuri mai... mai grele. Și e bine să ai, niciodată n-ai destulă hârtie igienică. Și știi ce mai vreau eu? Hârtie igienică. Stai un pic ca să văd unde e. Că ar trebui să fie pe aici. Textile. Vezi tu unde e? Șosete. Șosete? Șosete. Șosete. Vrei șosete? Vezi că e numai bine. Suntem la textile și este acolo în zona de detergent. Hai să luăm șosete. Șosetele. Uite-le. A, de sport. Eu le vreau pe astea în negre. Ia mai multe. Să fie. Niciodată n-ai destule șosete. Uite-le un copil. Uite, hai. Biberoane, ce vremuri. Da. Saș de gunoi, niciodată n-ai destui. Pentru WC. Deci și-am intrat după scobitori, ții minte? Și biscuiți. M-am pierdut. Și coșul e foarte greu. Auzi? Ăsta este raiul hârtiei igienice. Uite ce e aici. Uite cât ce e aici. Cât luăm, Radu? Cât luăm? Auzi? Aici am putea să ne batem cu hârtie în sarbine. Hai să scanăm. Hai, uite, hai să o scanăm pe asta, să-i vedem prețul. Apeși pe butonul de scanare. Da. Și zici că ești la casa de marcat. Pac, scanezi și... Just like magic. 3,03 lei pe bucată. Pachetul? Așadar, ori 4, 11,39. Watch me. Wow. E? Bate palma. Am rezolvat-o și pe asta. Biscuiți. Știi că am intrat după biscuiți. A, da. Și scobitori. A, uite, mă. Caju bio. Nu, mă. L-am găsit. Fii atent.
Vrei niște castraveți murați? Merge cu hârtie, da. Cornișoni! Mici! Ai greșit borcanul. Scanăm cornișonii. 972, cornișoni. Cornișoni! Deci, eu am dat caju bio. Mi-a găsit. Unde e? Stai că ți-l găsesc. Da, bio. Deci poți să cauți după codul de bare prețul și după produs cauți unde este. Caju bio. Bio. Uite asta. Așa, bio. Uite, e tocmai aici, este lângă legume, fructe. Să mergem. Dar până acolo trecem pe la biscuiți ca să optimizăm traseul. Bine. Deci aplicația este și un fel de Waze de... Deci fii atent, uite și tu câte... Dacă alerg de aici până încolo, transpir de două ori. Auzi? Aici... Miroase a pâine. Pâine. De asta mi-era teamă. Pâine. Nu ne trebuie... Capace de roți. Nu ne trebuie. Baterii. Frumii. Poți să-mi pun la mașină? Nu. Nu știu ce a fost asta. Sau nu? Am uitat după scobitori. Chiflă de burger cu susan, pâinică cu tărâțe. Nu vreau. Franzelă tigru. Baghetă mai bine. Auzi? Hai să luăm un covric cu semințe, că îi sunt dator lui Codrin, că i-l-a mâncat. L-a lăsat pe masă. Nu, luăm o baghetă. O pac. Uite ce bine arată. Uite aici. Iau eu. Așa sunt mucenici? Radu? Ăștia sunt mucenici. Arată bine, nu? Cozonac. Deci, fii atent. Oricât de bun ar fi poza, dacă nu vii să-l vezi cu ochii tăi, nu ți se face așa poftă. Da. Cum miroase aici. Mai bine să mergem, că sunt la dietă. Luăm niște brânză? Brânză, brânză, brânză. Nu. Eu vreau... Eu vreau brânză. Mozzarella. Fă niște caș. Mozzarella cu trufe. Opulență. Eu vreau niște caș românesc. Mă duc la doamna de acolo. Nu. Caju. Caju era aici. Știi că îl găsisem pe caju? Deci am plecat după caju și am găsit nuci pe can. Stai puțin. Caju bio. Era uite, pe aici. Eco. Ăsta e. Zerguț. Deci, ce mai avem de luat? Biscuiții. Scobitorile. Deci n-am intrat după scobitori. Ții minte? Niște cărniță. Nu luăm cărniță? Am luat brânză. Avocado. Uite, fresh. Biscuiții. Care avocado. Eugeniile, mergem în zona de Eugenii, da? Și avocado, vrei să luăm avocado? Legume, fructe, este fix acolo, după peretele ăla. Hai, lângă zona bio. Există zona bio? Există zona bio fix aici. A, pește, uite, pește. Icre. Vrei icre? Nu. V-a ajutat cu ceva, mami? Să cu rămână... peștele ăsta mare. Novacu. Uite, guvizi. Sunt de la noi, din Marea Neagră, nu? Știu. Auzi? Doamna mi-a spus mami. Cu ce vă servesc, mami? Mami. Hai! Da, mulțumim! Să rămână! Dietetic, 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 dietetic. Uite, niște rondele de orez. A, ce bune sunt astea cu cioco. Da, da, mai bine astea. Nu, mai bune astea. Fără zahăr. Păi astea-s fără zahăr și ele. Biscuiți, nuci, nuci. Brânză. Uite mozzarella. De bufala. Campana. Vrea cineva de oaie? Am luat eu telemea mea de oaie. Biscuițile și scobitorile, biscuițile și scobitorile. Uite-mă, biscuiții. Așa mai pentru ceai, așa. Nu, ăștia sunt buni. Care nu au ulei de palmier. Vrei, Robert? Nici pe ăsta? Smochine? Ce mai trebuie să mai... Poate își doresc și băieții ceva. Am terminat treaba aici, că am uitat după scobitori. Lasă tu, că le luăm. Am găsit tot ce voiai? Mai e ceva ce trebuie? Ne-am propus să terminăm în record time. Ne mai trebuie ceva? Nu. Putem să mergem la casă? Da. Ca să-mi iau hiperpunctele și codurile. Înghețată? Și tichetele, lasă că... Ține-te și tu de asta. Acum, dacă tot suntem în magazin, am putea să ne uităm ce este la hiperoferta azi. Roșii cherry. Da. Broccoli, ardei gras, varză albă. Și aici le vezi cu prețurile și cât de reduse sunt. Fasole galbenă. Mm. Și în funcție de ce cumperi de obicei, poți să primești inclusiv oferte personalizate. Personalizate. Și pentru data viitoare, când venim, o să avem și lista de cumpărături gata făcută dinainte, că acum știm ce vrem. Mm-hmm.
Doar că, știi ce am auzit eu? Că 75% de obicei din produsele pe care le pui pe lista de cumpărături ajuns să le și cumperi, întotdeauna va fi un sfert din cumpărături la care nu te așteptai. La noi cred că a fost pe dos. Sau să le schimbi. Adică pui, da. Ai o listă și de fapt când vii îți trebuie altceva. Și când intri aici îți dai seama că poate vrei și niște baghetă, niște mozzarella și niște astea, că ai venit după biscuit și așa. Și dacă ești deja în magazin și vrei să-ți faci lista pentru data viitoare, știm de acum că asta o să fie și data viitoare, cumpărăm de fiecare dată. Da. L-am scanat. Și l-adaugi în listă. Produs favorit, creează o listă nouă și o să zic lista mea. Salvează. Ok, lista 1. Lista 1, ai de gând să ai mai multe liste? Desigur, când vin singur, când vin cu tine. Și l-am salvat și adaugă în lista de cumpărături și data viitoare când vin pac cu lista de cumpărături deschisă și ia uite-l. Poți să știu unde le găsesc. Da. Pe hartă. Și oricâte produse am aici, la sfârșit mă duc cu ele la casă. Fă o poză cu mine. Bine. Hai să acum să găsim o casă din cele 80. Hai să alegem una. 20. Sigur. Bună ziua. Auziți? Da. Pentru cumpărăturile de astăzi primesc niște puncte? Da, dacă ați cumpărat, dacă sunt aflate în promoții produsele noastre, dumneavoastră primiți pe telefon mesaje cu promoțiile aflate în magazin. Da. Da, păi uite, la hiperoferte ești, nu? Da. Și dacă iau produsele astea, de aici din listă, primesc hiperpuncte. Da. Dumneavoastră le veți primi pe telefon, pentru că aveți aplicația, veți primi acele vouchere pe telefon pe care le veți folosi la noi la casă. Deci nu mai trebuie să mai trec pe la colegi. Le scanăm noi aici la casă. Lore, Hai că ținem rândul. Hârtie igienică. Cartofor, în primul rând. Eu l-am în aplicație. Nu-i nicio problemă, merge scanat. Merge scanat, perfect, stați așa. Ce beneficii Card Cora. Asta cu aplicația e pentru că merge mult mai repede și pentru că te ajută să nu stai foarte mult în magazin. Deci, și simplu fapt că am scăpat de un card de plastic pe care eu le rătăcesc foarte des mă ajută. Și câtă vreme se scanează produsele, pot să vă mai spun un secret. Cel mai vândut produs în hipermarket este punga. Punga de cumpărături. Nu-i așa? Da. Vedeți? Lore? Concentrează-te. Da, mi-am spus tot. Tichete de reducere. Stai să mă uit în aplicație. Aștept. Un pic. Deci unde trebuie să le caut? Aici la tichetele mele, nu? Da. N-am data asta, poate data nu viitoare. Aveți. Și trebuie să vă avem tichete. Locația să o activați în momentul în care sunteți în magazin, ca să poată să vă vadă că sunteți efectiv în magazin și să putem folosi etichetele, ca noi să le putem scan. Strânge etichetele. Data viitoare o să le am. Ok. Mă scuzați, dar soția mea e blocată pe Instagram și n-ai... Nici o problemă. 139 de lei și 39 de bani. Scoate portofelul, lasă. Nu. Nu am. Astăzi plătești tu. Uite, am o lavaliere, ia. Dacă poți să o lași pe asta. Tu ești sigură că vrei șusetele alea? Eu cred că ai glumit. Nu mai trebuie, că ies în curte cu ele. Auzi, asta trebuie la sandale? Ies în șosete, în curte. Lasă-le aici. Nu e așa că tu îți acoperi mâna de fiecare dată când tastezi pinul la hipermarket? Da. Da. Câtă lume își acoperă pinul când îl bate? Mai nimeni. Mai nimeni. Să nu faceți cum fac alții. Întotdeauna ne-ai acoperit mâna când tastăm pinul. Da. Tichetul este valabil de mâine, timp de 3 săptămâni. De mâine 3 săptămâni. Să nu pierzi tichetul. Îl pun aici, în pungă. Mulțumim. Și eu vă mulțumesc, o zi frumoasă. Mulțumim frumos. La revedere. Zi ușoară. Ține tu portofelul. Perfect. Concluzie. Am intrat după scobitori și am ieșit cu plasa plină. Ceea ce demonstrează că în Conări drumul la hipermarket ajută la diversificare. Da. Cum ți se pare că merge aplicația? Merge foarte bine și ți-am spus, îmi place pentru că nu stai să cauți produsul. Vezi exact pe ce rând este, îl vezi localizat pe aplicație, nu stai să-l cauți. Avantajul și scanării, că poți să scanezi produsele și să vezi exact cât costă, poți să le adaugi în coș, poți să-ți faci liste, tot felul de chestii pe care sunt convins că fiecare dintre cei care vor încerca aplicația le vor descoperi. Așadar, este o aplicație pentru în magazin, dar poți să-ți faci lista de cumpărături de acasă. Dacă vrei să faci cumpărături online, intră pe cora.ro. Și organizare! Cam atât. Organizare! Cum a zis ea, până data viitoare, like, share și subscribe. Numai bine! Și să faceți fitness!
prin magazin, dar cu spor, pentru că noi nu ne-am rătăcit deloc. Da, așa e. Și am intrat după scobitori. Hai pa!